asemenea, astăzi tot la videoconferința aceasta cu Ministerul Sănătății am discutat și problema vaccinării cu antipapilomavirus pentru fetițe. Împreună cu Inspectoratul Școlar am identificat și fetițele care trebuiesc supuse acestor vaccinări, dar înainte de a începe, de a demara acțiunea propriu-zisă, prin Ministerul Sănătății se vor face campanii de informare cu pliante, cu diapozitive, care să fie prezentate părinților. La ședințele cu părinții s-a decis să fie și un medic vaccinolog, un medic care efectuează vaccinările, respectiv medicul școlar sau medicul de familie, și în felul acesta să informăm populația.